Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vicepremierul Liviu Dragnea, a precizat că el a fost cel care a preluat finanțarea construcției viitorului sediu al primăriei Tășnad, după ce alte guvernări au uitat de Tășnad. Vicepremierul a vorbit și despre rolul deosebit pe care un sediu modern îl joacă în viața unei localități. Aș vrea să explic puțin de ce sunt prezent astăzi aici, pentru că, întâmplător sau nu, toate proiectele de care a vorbit domnul primar au fost aprobate și sunt semnate de mine. Așa s-a întâmplat să fiu la ministerul ăsta și să fiu eu cel care a întrerupt o nedreptate de an bun și un dezinteres față de o problemă serioasă acestei localități, și anume sediul primăriei. Sediul primăriei nu este numai un loc unde vin la muncă niște funcționari în frunte cu primarul și viceprimarul, ci este simbolul administrativ al orașului. Este locul unde se iau deciziile importante pentru viața acestei localități. Este locul unde consilierii locali și primarul decid dezvoltarea unei localități, decid lucruri bune, sperăm noi toți, pentru viitorul cetățenilor din această localitate. Liviu Dragnea a cerut constructorului să respecte în totalitate termenele și condițiile impuse prin contract, iar în 12 luni lucrarea să fie finalizată. La inaugurarea viitorului sediu va participa și Victor Ponta, probabil în calitate de președinte al României. Am vrut să fiu prezent astăzi aici pentru a arăta că finanțarea pentru acest obiectiv va curge fără niciun fel de piedică. În același timp am vrut să transmit personal și domnului primar și constructorului solicitarea mea fermă ca această lucrare să se execute în bune condiții, respectând toate normele de construcții, de legislație în construcție, precum și calitatea în construcție, să se respecte termenele. Eu sunt sigur că Victor Ponta va veni la inaugurarea lucrării, dar haide să vină peste 12 luni, așa cum v-ați angajat prin contract. Liviu Dragnea a făcut și un apel la normalitate, precizând că România nu se poate dezvolta echilibrat și durabil într-o stare de conflict politic și social. Am discutat cu domnul primar de asemenea despre proiectul pe care l-am semnat astăzi, și anume modernizarea unor străzi din oraș. De asemenea, am discutat despre posibilitatea finanțării unei baze de tratament, baze turistice de tratament, pentru că resursele naturale de care beneficiază aici localitatea dumneavoastră trebuie să fie puse în valoare. Am discutat de asemenea de căile de acces către acest oraș și ele au fost prezentate primului ministru, care le-a dat deja un lucru și încet, încet, și accentuez încet, încet, căile de acces rutier au început să fie refăcute în România. Știu că există multă nerăbdare. Știu că există foarte multă supărare acumulată în cel puțin ultimii 10 ani de zile pe ceea ce nu s-a făcut, dar nu se poate rezolva și nu se poate reîncepe dezvoltarea echilibrată și durabilă a României dacă suntem în continuare într-o stare de dușmănie în această țară. Trebuie să avem răbdare, trebuie să vedem când greșim, trebuie să vedem când lucrurile merg încet, dar acolo unde lucrurile merg pe făgașul normal, trebuie să le sprijinim cu toți. În final, Liviu Dragnea și-a reiterat sprijinul său și al guvernului Ponta pentru Tășnad.